să fie la ședinția partidului. Printre aceștia putem vorbi despre Marian Oprișan, dar și despre Codrin Ștefănescu, care și el se pare că s-a mobilizat și nu sunt puțini membrii din PSD care se pare că îl vor susține. De asemenea, trebuie spus că și primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat că cel mai probabil va ocupa o funcție de vicepreședinte al partidului, asta în condițiile în care va fi propusă de către grupul de femei social-democrate. Mai mult decât atât, trebuie spus că urmează, iată, o mobilizare de forță în PSD, iar toate informațiile, toate candidaturile vor fi mâine strânse, astfel încât pe 10 martie să se știe clar care sunt propuși pentru șefia Partidului Social Democrat. Mai mult decât atât, ne așteptăm ca pe 10 martie să se decidă și dacă va exista o schimbare cu privire la biroul permanent național la nivelul PSD. Da, să ne întrebăm acum, vai, oare va câștiga atât Liviu Dragnea? Va rămâne dragostea necondiționată? Vrei să spun ceva, adică dacă am ajuns în poziția asta în care oamenii aduc cel mai mare parte din țară și oamenii vin toți în genunchi să-i arate bravo lui, nu am ce să spun. Dar o fi asta în realitate? Politic, organizațional, partid, dacă ajuns în poziția asta, jos pălăria. Ni s-a alăturat Dan Bucura și mulțumim. Bună seara, dragilor, bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Da. Să zicem că funcționează asta până la capăt, pentru că în PSD imaginea tătucului a fost dintotdeauna una importantă. Dragnea este acum tătucu, așa cum și Năstase a fost tătucu și Iliescu a fost. Ei, chiar și Mircea Gioan a fost. Chiar și Mircea Gioan a fost tătuc. Dar în momentul în care tătucul ăsta poate nu mai e în grațiile lor, deși ei arată și aduc în continuare ofrande. Ce se poate întâmpla? E o situație de acest gen în PSD? Nu, nu este. Și aici vreau să vă amintesc vouă și stinșilor telespectatori faptul că avem de a face cu un congres, nu unul la termen, un congres, să zicem, extraordinar, forțat, deși nevoie, nu înțeleg de ce ar fi fost de el. Probabil că e o nevoie. E o nevoie, nu, e o nevoie de a reconfirma și a arăta mușchii unora. Cred că asta este evident intenția. Bun, pe de altă parte, tot se discută de 2-3 zile ce surprize ar putea să apară sau ce s-ar putea întâmpla. Nu se va întâmpla nimic dacă nu s-a întâmplat nici măcar la celebru cex cu Mihai Tudose atunci când trebuia ori executat, ori ajutat să rămână prim-ministru acolo. Toată lumea atunci vorbea de un puci și cred că a fost singura șansă reală în PSD ca baronii sau oamenii cu importanță din PSD să mârie la Liviu Dragnea. Am văzut cu toții cât de mult au mârit, încât pe surse mârâiau zeci sau poate și sute, iar în cex s-au mârit doi care oricum săraci și o asumaseră. Care au mârit în baie. Care oricum și o asumaseră. Au mârit în baie, exact, că tot era la modă, cum tot Liviu Dragnea l-a spus-o, că PSD-și au păreri numai în baie. Așa au mârit și ăștia săracii numai în baie și după aceea au fost executați în ultimul hal. Adică dacă n-au făcut-o atunci, de ce să ne așteptăm la o surpriză acum la poate această... Poate pentru că Liviu Dragnea e într-o situație delicată. El, așa, el însuși, cu niște probleme pe erau, care la fel de mari erau problemele rezolve și la cexul cu Tudose. Nu s-a schimbat absolut nimic pentru Liviu Dragnea. Absolut nimic. Tel Drum tocmai a apăruse. S-a văzut că cei care au mârâit la acel cex au cam fost dați deoparte sau chiar umiliți. Și din baie s-a auzit. Chiar vorbeam înainte să intrăm pe pauza de publicitate, exemplu cel mai bun de domnul Bădălău, care nu doar că a fost dat deoparte, dar a fost, zic eu, umilit politic, pus să-și asume practic nominalizarea primului ministru actual al României, Viorica Dăncilă, care, să ne amintim, n-a fost propunerea nici a lui Liviu Dragnea, nici a altuia, ci fix a domnului Bădălău. Cum i-a fi venit dânsul le-a propus-o, s-a votat în cex a doua zi, cred, sau a treia această nominalizare, după care domnul Bădălău a dispărut vreo două săptămâni sau trei în America. Adică nici măcar n-a fost interesat de propunere. Vă dați seama, era clar, adică exemplul a fost foarte bun. L-am umilit, l-am pus să-mi propună omul, acum a dat deoparte. Nu se va întâmpla nimic. Dar poate s-au înțeles oamenii așa.
Poate s-au înțeles, dar hai să fii sincer față de telespectatori, să le spunem că nu o să se întâmple absolut nimic, nu o să avem niciun puci, o să fie o reînscăunare, dacă vreți așa, în Urale, și probabil... E un mod de a face politică, un mod care e oarecum patentat în lume. Da. El practic își reîntărește poziția cât e pe val. Că, uh-huh. Și, politică, eu știu, funcționez cât funcționez, ca în orice asta. Ca moment operativ, vorba. Trebuie să, ce face el, practic, așa, poate nu e așa, dar așa o văd eu, își cimentează urcarea. Deci, practic, a ajuns aici, încă o dată, când poate veni un moment ăsta de să o ia la vale, trendul și nu știu ce, da. Își consolidează din nou poziția acolo, își mai consolidează. Lucru care, dacă a fost ideea dânsului, sau dacă l-au consiliat unii alții, au făcut-o bine, după părerea mea, adică din punct de vedere politic, clar, pentru că noi acum, deci PSD-ul are plin planul politic, la nivel politic în România total. Opoziția nu există. Deci, practic, suntem în situația în care avem prin ceea ce, prin mișcările, prin pașii pe care PSD-ul toată ziua nu vorbim decât avem de ei. Avem o opoziție, dar care nu e politică. Și asta e o observație corectă. E, pe lângă reconfirmarea asta, e și o modalitate de a atrage atenția de la alte probleme. Uite, noi vorbim acum de Congresul PSD și opinia publică e atentă într-o măsură mult mai mare la povestea asta și uităm de nozocomialele din spitale, de vaccinuri, de legile justiției cu întreaga atevatură pe justiție și de multe, multe alte subiecte. De Ministerul Muncii. Sunt lucruri care se întâmplă și probabil că sunt niște consultanți care l-au sfătuit pe Dedi Dragnea să facă această experiență. Da, nu de cred că îi venea așa o idee. Este Dragnea în acest moment, obiectiv vorbind, cel mai bun om politic al momentului, putem să spunem asta, că e, da, referindu-ne la experiență și la mișcările pe care le face, nu la moralitate, la alte chestiuni, strict bazându-ne pe mișcările politice. Dom'le, dacă vorbim strict pe mișcările politice, nu avem ce să comentăm, e puțin de comentat. Au câștigat oamenii cu nu știu cât la sută, adică nu avem ce să... Cel mai mare scor, cred, de pe vremea lui Iliescu din 90 sau când a fost. 92 de atunci. Da, dacă 90, nu punem 90. Alianță, dar aici n-a fost pe alianță, a fost pe partid. A fost pe partid, persoană fizică. Din punctul ăsta de vedere, pe persoană fizică, da. Adică, din punctul ăsta de vedere, n-ai ce să-i... Acum a făcut-o, că a făcut-o într-un fel sau altul. N-aș vrea să duc nici... Adică, acum, riși să ajungi în poziția în care... Nici noi ăștia s-au dat cu PSD-ul, erau de dreapta, s-au trecut cu PSD-ul. Man, n-ai ce să vorbești de dreapta, că nu există. Centrul dreapta în România nu există. Da? În acest context, totuși, informația care a apărut în această săptămână, cum că președintele Iohannis ar putea să ne lase să plece către un post important, într-adevăr. E adevărată povestea asta? Nu e adevărată? O fie o chestiune? A fost o intoxicare, credeți? Păi nu știu, întreb. Eu n-am verificat să mă uit să văd la știrile, dar am înțeles că președinția n-a zis nimic, nu? N-a comentat. A zis că nu comentează sau că ceva... E greu să comentez, că e totuși o afirmație. Nu, dar nici nu am spus că a fost vreo propunere sau cineva s-a interesat de acolo, că ar fi selecționat pentru funcția de... A fost vreo... Adică știu că ce am urmărit, eu am văzut că n-a existat o... A fost o informație eminamente pe surse. Punct. Pe surse, exact. Și ideea este, trebuie să vedem dacă e adevărată sau nu e adevărată. Dacă e adevărată, e un lucru foarte bun pentru țară, pentru România. Acum, sigur, sunt nuanțe și lucrurile... dacă nu e adevărată, oricum câștigă președintele puncte. Vorba de domnule, s-a pus în discuție punerea lui ca președinte al Parlamentului European, nu? Sau Consiliului Europei, sau ce? Parlamentul European. Așa. Deci, și într-o situație și în alta, președintele câștigă puncte. Din punct de vedere imagine și așa mai departe. Va candida, nu va candida, sigur că hotărârea îi aparține absolut și o va lua în funcție de sondaje de la, sau mă rog, în funcție de ce își dorește și domnia sa, dar în același timp și de sondajele care, sigur, dau înainte de alegeri, eu știu, cu 6-7 luni, îți dai seama trendul și așa mai departe, calculez pe toată povestea asta. Dar va fi o problemă, că lipsește susținerea în teritoriu.
Adică nu există partide care să-și dorească, adică partide sigur își doresc, dar n-au, sunt din ce în ce mai slăbite, cele de centru-dreapta, pe care domnul președinte Iohannis le susține. Slăbite și, până la urmă, și antagonice, adică dacă s-ar uni măcar, știi cum, sunt mai mulți mici, mai rău, să ne dăm mâna și da, cât dacă suntem. Se unesc, dacă se unesc, și mai rău. Da, e... Adică dacă unești tu sereu cu PNL-ul, mai bine deschid o discotecă sau da, fac altceva, un club, o firmă de construcții. Pe de altă parte, trebuie să admitem faptul că reacțiile președintelui din ultimele luni, și nu puține, multe, tind către o recandidare. Eu așa am perceput. Mai degrabă, da. Și ieșirile în stradă și reacțiile care sunt tot timpul pe pofta mulțimii, ca să spun așa, adică pe capitalizare electorală și mai mult, inclusiv eu și asta aș pune tot ca o intenție de a candida, această larghețe cu care a dat de fiecare dată mandatul în continuare PSD-ului, inclusiv pentru a se duce în, la vale electoral, pentru că așa cum știm, nu că fac ei greșeli că le fac, asta e clar și putem sta, da, dar oricum ar fi o guvernare erodează electoral. Da. O să fie, dar nu în cazul PSD-ului. Nu știu ce să zic, adică din dacă ne uităm pe sondaje, nu prea eu nu s-ar cred. Vedea. Deci, explicăm chestia asta de 6 luni de zile. Și am zis, 6 luni de zile, ieșit în piață împotriva legilor justiției, fără un mesaj clar, ajută PSD-ul. Uh-huh. Nu mă credea nimeni. Toată lumea zicea, nu, că distrug ăia, nu o să mai... Nu, ei urcă în sondaje. De ce urcă? Deci, vorbim de populația de acasă, cea care nu e neapărat conectată la emisiunile de știri politice și așa mai departe. Sunt unii care ies în piață și fac scandal, nu știi cine sunt, cu niște așa cu tare să se strângă robinetul din punct de vedere, eu știu, metodelor punitive să fie din ce în ce mai drastice. Și pe de altă parte PSD-ul care pare, cel care zice, dumne, stai puțin, că și în alte țări, uite, vezi, putare, cu un mesaj foarte bine construit. Nu, eu când mă refeream la o erodare, erodare la guvernare, punct. Nu pe fondul orice existenței unei piețe, da, cum e la noi, Piața Victoriei. De-aia o crezi, deci faci ordonanța 13. În orice partid din lume, ficțional. Poziție, ficțional, ajută. Ficțional, nu știu dacă, dar tu îți crezi ordonanța 13 ca să scoți oamenii în piață. Scoți oamenii în piață, nu dai un mesaj clar și, dom'le, că se liberăm pe Dragnea. Dar cei de acasă se uită, bă, sunt unii care vor să ne fie frică să traversăm pe roșu și sunt alții care zic, dom'le, hai mă, că merge pe un portocaliu așa, un galben-roșu, e ok. Și atunci publicul larg va susține pe cei care... Puțini oameni sunt în România care, mă rog, nu vreau să fac legătura cu emisiunea trecută, dar ideea este că și se... Deci, eu n-am mai văzut, repet, am mai discutat subiectul ăsta. Ordonanța, cu ordonanța 13. Dom'le, dată în prime time. Cu conferințe de presă. Adică, băi, s-au adunat oamenii în stradă, cât sunt 4.000, n-ajunge. Ia să facem și conferințe de presă. Și cu să tare. Dăm acum foarte prost 10.000. Ca să iasă. Dă și mai rău, dă și mai rău. Ori de prostie, ori de premeditare. Adică, puteai să o faci. Ai mai văzut conferințe de presă pentru ordonanță de guvern? În prime time. Iar cea mai mare, cea mai mare nebuloasă în toată problema aia a fost delay-ul acela de 10 zile pe care nu l-a înțeles nimeni. Toată lumea spune, domnule, a fost vorba de un consiliu legislativ juridic pe acolo care a dat acest sfat. Nimeni n-a înțeles, nici măcar PSD-știi cu care am vorbit după acel moment. Măcar așa... Da, dumneavoastră vorbiți cu PSD-știi? Bineînțeles, cum să nu vorbim? Păi, dar mai imitam. Asta n-aș putea să nu vorbesc pentru că aș fi părtinitor, adică vorbesc și cu stânga, vorbesc și cu dreapta. Dacă vorbiți cu toată lumea, am o întrebare pentru noastră. Vă rog. Dacă... Știu că sunteți mare vânător. Cu siguranță. Sunteți. Nu mare, dar am această pasiune. Foarte nimeni frumoasă de altfel. Nu, foarte frumoasă. Eu nu sunt vânător, dar am greșit, nu trebuie să spun că am spus poanta la final. Și am înțeles din ce spuneați că erau toate discuțiile astea cu clubul asta de la Monaco, cum îi spune, club, organizație... Nu știu, acolo știu că la Monaco se fac altfel de vânători. Nu. Ajung imediat la legătură, grupul de la Monaco, da? Faimosul grup de la Monaco. Nu mă fierbesc că m-ați făcut curios, deci abia aștept o concluzie. Așa. Am înțeles că foarte mulți dintre vânători, care de altfel sunt oameni, eu știu, domnul Țiriac, oameni care nu au... Care nu există ceva, eu știu, negativ în sensul acut
despre domniile lor și fără să... Sunt și ei vânători, am și eu prieteni, eu știu, doctor Marinescu și campion sau vicecampion european la tir și așa mai departe, care frecventează. Da. Și am înțeles că sunt foarte mulți din lista aia tot dată cu grupul de la Monaco. Acum, sigur, nu vreau să iau apărarea nimănui, pe unii nu-i cunosc, nici, dar dacă trăiești la Monaco, n-ai cum să nu stai la Monaco, nu? Că trebuie să stai 6 luni pe an, ca așa se spune legea acolo, mă rog. Dar am înțeles că foarte mulți dintre ei vin acolo, nu? La vânătorile astea. E o chestiune. Nu urmează vreo împușcătură acum, deci ușor. E o chestiune antagonică, fiindcă... O secundă, vreau să vă întreb un lucru. La Monaco și zonă nu se vânează. Nu la Monaco, la vânătorile astea, cei care au pe listă, mulți dintre ei vin. Da, mulți dintre ei vin la treburile astea. O parte din ei, din listele astea care apar. De repet, oameni, marea majoritate, în afara oricărui suspiciuni, să spunem, la momentul ăsta când vorbim, da? De câte ori m-ați văzut la vânătorile astea? Eu pe noastră. Păi cred că nu v-am văzut niciodată, mai ales că v-ați predat de la bun început că nu sunteți vânător, nu? Da, aici a fost greșeala. Ce calitate să vă văd? E, aici am greșit. Dar nu, că apare, vezi, da, nu, sigur că, pe de-o parte, e o onoare să fi pus lângă domnul Ion Țiria, care vorbea în toată lumea. Dar pe de altă parte, chestia asta și chestia de grupul de la Monaco, de... Nu, nu e. Se aruncă o anatemă pe anumite grupuri de oameni care sunt, până la urmă, firești în toată lumea. Elitele se întâlnesc. Eu cred că a rămas în picioare... Unii se întâlnesc la golf, alții se întâlnesc la vânătoare, alții se întâlnesc la tenis, dar socializarea... În grup organizat. Da, exact. Întâlnirea unor oameni de afaceri, politice și mai, nu e neapărat oriunde lume cu scop peiorativ. La noi e așa. Adică s-au întâlnit trei, e clar că vor să facă o hoție. Eu cred că aici trebuie să ne uităm. Decretul domnului fostului președinte Nicolae Ceaușescu cu n-aveai voie să te întâlnești în perioada aia când eram în stare de necesitate. Da, între, în grupul sau, mai mare de trei. Eu cred că a rămas în vigoare. Să știți că eu, apropo de asta... O fi rămas în vigoare? Puteți să mă acuzați de multe, dar nu că sunt PSD. Aoleu, ne-am anunțat. Puteți să mă acuzați de multe, dar nu că sunt PSD și nu o să fiu foarte greu să mai convingă cineva spre stânga. Dar vreau să vă spun lucru. Eu nu fac un proces de intenție nici măcar în întâlnirilor lui Liviu Dragnea la cumetriile astea de care e la mod acum discuția cu o onomastică, zi de naștere, cu SRI, cu și nu mi se par adevărate probleme la adresa siguranței statului. Niște întâlniri pe care le-a confirmat George Maia. Eu i-am spus și domnului Manda, apropo de PSD, chiar am avut o discuție cu domnul Manda și i-am spus, domnule, asta că tot trageți pe ideea asta, că s-au văzut la onomastică, în sufragerie, nu știu, nu asta a fost marea problema țării este așa, pe care eu aș vrea ca voi Comisia SRI să o probați. Eu aș vrea să-mi spuneți dacă într-adevăr povestea cealaltă cu câmpul tactic, că o general din SRI, colonii din SRI, mergeau la procurori, mergeau la judecători acolo și le dictau alora, scrie în stânga, da, sau scrie așa, în aia vreau să, aia, păi nu știu, așa? Asta i-am zis domnului Manda, nu trebuie să te chinuiești, domnule, să-mi probezi că s-a întâlnit codruța cu nu știu care în sufragerie sau la porc sau Dragnea, păi, cu ce. Trebuie să-mi probezi că nu au făcut ăștia un câmp tactic, așa cum se spune, ca să-l bage pe Popescu, pe Ionescu, pe Georgescu. Asta ar fi mult mai greu de dovedit. Deși la un moment dat apăruseră într-adevăr niște documente care făceau o legătură între anumite mandate de interceptare care erau nejustificate, inclusiv pentru domnul Tăriceanu, apăruse atunci și fusese un scandal, care era interceptat nu se știe de ce. Și acolo, într-adevăr, au fost niște acum, discuții. Dacă ești al doilea om în stat, eu cred că ținești de Securitatea Națională să-l urmărești. Nu în sensul să-i urmărești activ, dar să-l aperi. Că e al doilea om în stat. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu primul om în stat... Trebuie să știe, să duce la o întâlnire cu clanul sportivilor sau cămătărilor. Are ce să caute acolo. Vânătorilor de la Monaco. Cei care vânează Monaco. Domnul președinte de Senat, vânează, domnule, în altă parte ca nu vână acolo, corect. Nu e deci, din punct de vedere, normal, ar trebui să fie păzit și să nu ascultat în sensul penal, să spunem, al ce ascultat, tocmai pentru a fi... Acum, e voie, nu e voie, legea spune, mandate îți dă de voie. Interceptare care aici se cer de obicei într-un dosar penal. Aici este povestea, dar ești de acord cu mine că trebuie să... Sau sunteți, ca să vorbim pe... Cam zis, sunteți de acord cu mine că trebuie să existe o anumită... Eu știu că e numărul 2 în stat, numărul 3 și așa mai departe. Că trebuie să fie protejat. Se poate întâmpla să ajungă numărul 1, da? Eu știu,
diferite motive. Doamne ferește, nu îmi doresc rău nimănui și nu e vorba despre asta. Dar pentru un timp poate să fie. Discuția asta s-a propagat în spațiu public, inclusiv dacă vă amintiți când a fost vorba de familia președintelui Traian Băsescu în funcție la vremea respectivă. Și se punea problema, domnule, inclusiv rudele de un anumit grad trebuie să aibă o protecție specială. Da, da. Adică și aia a fost oarecum o chestiune de anormalitate, să nu pui în temă un președinte sau fratele, familia președintelui, domne, intre într-un mediu toxic, ca să mă exprim elegant. Da? Deci, cu atât mai mult personajul în sine, nu rudele, dar personajul în sine trebuie protejat. Inclusiv despre Alina Bica s-a spus zilele trecute că ar fi existat o informare de la SRI, cum că sunt niște probleme, să nu fie făcută numirea, să nu fie pusă într-o funcție atât de importantă la DICOT. Inclusiv despre dumneavoastră s-a spus asta zilele trecute și... Da, se aici, pare că... ca să fiu răutăcios, o să intru în logica domnului Păunescu de mai devreme. Ați văzut? Răutăcios. Nu, așa, am în ideea asta, ați văzut cumva informarea asta? Că așa s-a spus în spațiu public, cum s-au spus și în alte lucruri. Eu nu știu. Bombardament de știri. Acum SRI-ul sau oricine poate să spune, domnule, ne-am informat orice. Hai să o și vedem, să vedem dacă așa azi. De ce se lansează totuși aceste informații? Cum ar fi cea de mai devreme cu Iohannis la Bruxelles? Este un punct, unul dintre punctele principale ale acestui așa numit război hibrid, crearea de fake news, tocmai pentru a aduce creierul telespectatorului sau publicului să nu mai înțeleagă, băi, s-a întâmplat așa sau s-a întâmplat așa, în a crea realitatea paralelă. Dacă nu vorbim de statul paralel, n-ai nicio legătură o realitate cu paralel, de realitatea paralelă. Asta este războiul hibrid, practic. Adică duci pe om pe altă direcție și de acolo e mai ușor să-i controlezi, teoretic, cel puțin... În unele țări a funcționat, în mai toate țările chestiunea asta s-a folosit pe lucruri punctuale. De exemplu, în Franța la alegeri și n-a mers. Cei din serviciile din Franța sau în America au studiat, au înțeles, s-au întors și au apărat chestiunea asta și n-a funcționat. Președintele care a ieșit n-a ieșit președintele care doreau. În Statele Unite până la un punct a funcționat în alegerile din Statele Unite, dar acum ai reversul medaliei, că publicul american e total împotriva Rusiei. Acum pot să spui orice, toți, dacă e ceva rusesc, război. Mai rău ca în timpul războiului rece. Acest război hibrid, sigur, ține foarte mult de un lucru care văd că nu e discutat deloc, care e mult mai important decât orice sufragerie, decât orice, eu știu, situație de ce pe noastră, siguranța alimentară este un punct din acest așa numit război hibrid, care poate dăuna mai mult decât orice întâlnire și orice porc și orice, ce vreți dumneavoastră, orice asociere de grup, cum face dânsul vânătoare pe la Monaco. Glumă, e o glumă, deci nu e la așa. Adică, o lansăm de două, trei ori în spațiu public. O crede lumea. Exact, mă trebuie bună asta Monaco, pe plajă. Mă trezesc invitat acolo după aia. Am lansat un fake news, iată. Da, așa lansez un fake news. O spui așa de câteva ori, o ține și la emisiunea următoare și așa mai departe și pe aceea nu o punează pe... Are legătură ce spuneam mai devreme despre Iohannis, că e fake news, cu un alt posibil fake news, cum că doamna Căveși s-ar putea lansa în politică? Acolo nu cred că e fake news. Acolo este o posibilitate de a... pentru că fără să vrei, după sau în timpul acestei lupte anticorupție, te mai uiți unde s-a mai întâmplat în lume. Și mai aproape de noi, să zicem Italia, da? Unde Di Pietro, procurorul Di Pietro, s-a lansat după aia în politică. Așa. Fără succes. Dar s-a lansat în politică. Și atunci, fără să vrei, iei în calcul și această opțiune. Adică poți să zici, domne, va continua munca de magistrat sau se va duce în politică sau, eu știu, va face altceva, dar o iei în calcul, pentru că te uiți la ce s-a întâmplat la povestea asta. Acum, dacă rămânând în funcție, eu cred că șansele doamnei Chioveși sunt mai mici. Cred. Să se lanseze în politică. Da. Dacă era dat afară, înainte de termen, înainte să-i scadă mandatul, cred că șansele erau mai mari. Da, era o propulsie incredibilă. Așa o văd eu, s-ar putea, dar de ce la... Acum... însă nu cred că poporul nostru, cetățenii, co-cetățenii, co-naționalii noștri, în marea lor majoritate, oameni inteligenți și care pasă, dar nu cred că își doresc un președinte, să zicem așa,
cu o imagine de om dur. Pe partea asta. Am avut experimentul Macovei și dumneavoastră candidat la prezidențiale, să nu uităm asta. Și ce rezultat? Cu rezultate... Cu nu foarte bune rezultate, da. Așa. Deci, atenție, nu neapărat că își doresc o personalitate puternică la, ca președinte, da? Dar nu cineva care să vină din domeniul, cred eu, deci o părere, iarăși, pot să greșesc, din justiție și să vină cineva care să pună în practică toate chestiunile astea, că începe frica aia, dumne, aoleu, stai puțin, stai că n-am, am trecut pe roșu, stai că n-am, am dat niște țigări sau cafea la nu știu cine, stai că am făcut, Și nu, suntem totuși un popor liniștit, popor cu minte care, cum spunea... Nu vrea să aibă probleme. Cum spunea... Da, nu știu dacă avem voie să-i pronunțăm numele, dar mă rog, un conducător pe anii, sfârșitul anilor 30 din România, și Eminescu mi se pare că spunea treaba asta, la un moment dat, în, când exista Fundația Carpața, cum se chema, nu? Când era la... Că acest popor va câștiga tocmai prin bunătatea lui. Suntem un popor care nu s-a dus niciodată să cucerească sau să facă lucruri. A cedat teritorii, a cedat în permanență. De la daci încoace, tot a cedat, a cedat, a cedat. Și practic... Rămâne să mai aibă și ce să mai cedeze, din păcate. Și a continuat și acum au cedat pe bani. Acum, sigur, e altă treabă. Au cedat petrolul, au cedat aia, au cedat aia. Acum, ca să intrăm în logica asta, e tristă cu cedatul. Bine, prima parte era... cedat... Prima parte era ideea de un popor care e pacifist. Nu se referea la corupție, sigur, la a ceda lucrurile pe bani și așa. Lasă de la el, mai bine. Dar mi-a plăcut logica asta cu cedatul și aș pune-o în tandem cu o altă știre care pe mine m-a uluit. Noi am cedat inclusiv în povestea celebrei autostrăzi surpate. A fost refuz în funcție domnul care a fost considerat vinovat. Înțeleg că dacă e adevărat, eu încă nu cred această știre, deși pare tot mai credibilă din mai multe surse. Procurorii au spus că nu avem încadrare pentru așa ceva. Oameni buni, vă dați seama. Deci noi am plătit statul român, toți românii am plătit o gaură și nu găsim un vinovat, nu avem încadrare, nici firma care a făcut-o, nici directorii de la statului român, nimeni vinovatul s-a stricat. Dom'le, noi suntem vinovați că am plătit groapa. Vă dați seama, pare, adică ce să mai cedăm mai mult de atât? Cedează poporul român. Că o să mai cedăm, stai că... Doamne, ferește. Deci, apropo de cauză și efect, și ajunge la ce vorbim mai devreme, cu, deci, se ajunge la fundul sacului și, practic, de acolo... Cred că e curând. E cam aproape fundul ăsta. Da, și e curând. Adică e greu să mai păcălești lumea. Adică lumea rezistă, ține, spune, rezistă. Închide, paranteză, am scos asta cu ei ca să nu se interpreteze greșit. Suportă, îndură. Dar cred că se ajunge foarte curând la un moment în care nu o să mai țină lucrurile astea. Adică a mers o perioadă în care în care orice știre o aruncai prindea rădăcini și cine o spunea primul, bă, ăla e, nu mai conta. Adevărat, nu e adevărat, veneai, gata, o arunca primul, gata, o lua și o punea la tot așa. După asta avem acest război hibrid care, după părerea mea, în țara noastră are loc pe toate palierele lui. Și văd foarte puțin atenție, sau cel puțin, poate nu sunt eu la curent cu metodele de a contracara acest război din partea noastră, dar repet, siguranța alimentară, un subiect pe care probabil o să-l facem duminica viitoare, e ok și până și poliția online e un subiect. Poliția online e un subiect pe care trebuie să-l tratăm, vorbesc din România. Sunt convins că sunt oameni deosebit de profesioniști și oameni care își fac datoria, dar e un subiect care face parte din acest... E un punct care face parte din acest... un punct sensibil al acestui război hibrid și care trebuie tratat cu atenție și o vom face, așa cum am făcut de fiecare dată pe această poveste. Însă ne aflăm în această situație, adică acest război la noi nu se întâmplă numai pe alegeri sau numai pe... Se întâmplă cam de sus în jos, pe absolut tot...
până și în fotbal, până și în sport, până și, adică cam totul este atacat, nu mai știi ce e adevărat, ce nu e adevărat, s-a aruncat în partea elaltă, stai că ăla nu știu ce a făcut, ăla cu tare, îl pui pe ăla, deci e un amestec. Sigur că din amestecul ăsta, cei care au de câștigat sunt, din păcate, sunt personajele negative, în sensul că, sau cele care sunt de partea rea a istoriei, să spunem așa, pe care istoria le va consemna ca fiind de partea rea. Ideea este că în acest haos, da, care nu există ordine deloc, sau mă rog, există foarte puțină ordine, sunt oameni care încearcă, oameni ai statului care încearcă să țină lucrurile sub control, dar avem de a face cu niște bătălii a unor super puteri în spațiul ăsta, tactic, ca să zicem așa, ca să țină legătura cu... Câmpul tactic. Așa. În acest moment... Ne uităm mai puțin la povestea asta, pentru că ne interesează dacă ăla de la PSD îl susține pe ăla de la PSD, cu ăla de la PSD și cu ăla de la PSD. Nu aia e problema țării. Sigur că ea poate deveni problema țării și trebuie să o urmărești și trebuie să vezi ce se întâmplă. Dar sunt lucruri care nu sunt tratate. Închipuiți-vă, vorbeam de siguranța alimentară. Sper și până la proba contrarie, n-am de ce să pun semne de întrebare, sunt și acolo oameni profesioniști care știu să-și facă treaba și așa mai departe. Gândiți-vă că dacă vrei să nenorocești un popor, o poți face și nu trebuie să-l omori. În 10 ani ajungi de aia o rată de, în populație, de, tot felul de boli psihice și așa mai departe, imensă, tocmai prin a băga în aceste produse care sunt importate. Într-un experiment cumplit până la urmă. De-aia face parte din războiul hibrid, adică e punct important. Iar semnalele sunt tot mai frecvente că România este țară cobai din punct de vedere al alimentației. Așa. Nu că o spunem noi la o masă, ci o spun știrile. Bune, rele, astea sunt, tot timpul apar. Că produsele din România nu sunt conform standardelor din Uniunea Europeană. Că, și cum ajung să fie bune și să crească nivelul, dintr-o dată găsim că nu știu ce brânză sau nu știu ce are, ce problemă de nu se mai poate așa. Nu și reușim să intrăm în spațiu comunitar cu nimic, adică afară deși de două, am avea produse foarte nu știu, bun. Cred că pufuleții am mai văzut prin... Nu, că așa sunt produse. Bun, revenim la după publicitate, revenim la discuție. Și iată, tocmai pentru că s-a pomenit ceva mai devreme situația incredibilă de la Compania Națională de Drumuri și Infrastructură și Drumuri, că se tot schimbă numele, dat afară în urma unor controle, fostul director de la Drumuri, Narcis Neaga, face acum parte din Consiliul de Administrație al companiei, pentru că se pricepe omul, nu? Asociația Pro-Infrastructură susține că perioada în care Narcis Neaga a condus CNAIR a fost, citesc, cea mai nocivă pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere din România din ultimii ani. Narcis Neaga are legături mai vechi cu cei de la Compania de Drumuri. A fost director general al CNAIR în perioada 2012-2015. În decembrie 2015, Neaga a fost demis ca urmare a unei inspecții a Corpului de Control al Ministerului Transporturilor cu privire la unele nereguli depistate în construcția autostrăzii Sibiu-Orăștie. Fostul director a ajuns și în atenția procurorilor anticorupție. El a fost cercetat pentru abuz în serviciu în legătură cu un contract privind autostrada Sibiu-Orăștie, iar în decembrie 2015 a fost plasat sub control judiciar în acest dosar. Procurorii DNA spun că în 15 mai 2014, Narcis Neaga, în calitate de director general al Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, a suspendat abuziv un contract de servicii privind supervizarea lucrărilor la autostrada Orăștie-Sibiu și a plăților aferente acestuia. În cele din urmă, cauza a fost clasată pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală. Narcis Neaga este un personaj extrem de contestat. Asociația Pro-Infrastructura afirma că în perioada mandatului lui Neaga, deschiderea circulației pe lotul 3 al autostrăzii A1 Orăștie-Sibiu s-a făcut prin mușamalizarea sutelor de defecte tehnice, fapt care a dus la vestita demolare pe 200 de metri și închiderea circulației pentru un an, timp în care au murit mai bine de 10 persoane pe drumul național 1. Tot în timpul mandatului lui Neaga la conducerea CNAIR, lansarea licitațiilor pentru loturile 2, 3 și 4 ale autostrăzii A1 Lugoj-Deva s-a făcut fără a avea acordul de mediu revizuit, fapt care a creat problema tunelurilor de pe lotul 2 și în plus au lansat aproximativ 20 de licitații pentru pregătirea unor proiecte de autostrăzi și drumuri expres, anulate în marea lor majoritate. O altă neregulă din mandatul lui Neaga de la conducerea CNAIR privește licitația pentru revizuirea studiului de fezabilitate pentru proiectul A1 Sibiu-Pitești, care s-a lansat la un preț derizoriu, ignorând avertismentele Comisiei Europene, fapt care a dus la rezilierea contractului în anul 2017.
Da, domnul Neaga, domnul care ne punea să ne facem selfie în zăpadă ca să demonstrăm că ne-am înzăpezit cu mașina, domnul Neaga, care a intrat complet debusolat în direct prin telefon atunci când ningea cumplit în România, a intrat în direct aici pe B1 TV, domnul Neaga, care și-a legat numele de autostrada plutitoare, și domnul Neaga se întoarce. Rămâne puțin lucrurile. Explicați-mi și mie, că n-am urmărit și subiectul ăsta. Deci ce s-a întâmplat? Acest domn Neaga ce a făcut? Până la domnul Neaga, domnul Neaga este cel care a semnat recepția lucrării. Deci Neaga ce funcție avea? Directorul Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri din România, CNAIR-ul de acum. Așa. În calitate de director, pe lângă multe alte lucruri pe care colegii noștri de investigații, ziariști de investigații din toată presa le-au subliniat cu privire la activitatea sa, este cel care a făcut recepția acelei autostrăzi pe care o cunosc toți românii și care între Orăștie și Sibiu și care se surpă zi de zi, adică e o gaură neagră. Păi poate... DNA-ul, că asta este paradox, deci nu este o poveste, e știre reală. DNA-ul s-a autosesizat și a făcut un dosar în care au intrat așa, compania care a lucrat la autostradă și toți cei din partea statului român care au semnat recepția lucrării, au plătit lucrarea și au dat drumul garanției de bună execuție. Și a început un dosar penal. După un an de zile, DNA-ul vine și spune românilor, că inculpaților nu le mai spune nimic, îi trimite acasă, că nu se poate încadra la nimic această faptă și că gaura rămâne gaură și pe autostradă și în buzunarul nostru. Mi se pare de noaptea minților. Deci noi ne chinuim. Dar trebuie să fie avut vreun motiv. Adică, au spus ceva, că nu poate să vină să spună. Nu așa, am văzut rezoluția, dar toată presa titrează pe baza acestei, pe surse, pe știri în momentul de față, că în rezoluție se spune că nu se poate încadra fapta. Eu nu vreau să văd cu ochii mei, vă mărturisesc că mâine de asta mă ocup să văd rezoluția asta de neîncepere a DNA-ului care spune că nu poate să încadreze această faptă. E incredibil. Păi e în momentul în care se întrebăm Codruța Căveși dacă a fost într-o sufragerie sau la un porc, dar nu putem să întrebăm asta. Doamna Căveși, un subordonat al dumneavoastră este adevărat? A spus că românii trebuie să plătească această gaură de zeci, sute de milioane de euro fără ca niciun om să răspundă penal, mi se pare fabulos. Fabulos. Eu zic de urmărit, văzut exact, că nu cred că or fi nici nu cred. DNA chiar așa. Că nici e, nu cred, dar nu vine să... Cert este că acest dosar a durat 2 ani de zile. Da, 2 ani, am zis un an, lui a fost a fost și în control judiciar. Erau martori din interiorul CNADNR în acest dosar și se întâlneau la serviciu, lucru pe care ni l-a transmis domnul Goga la un cu moment dat, da, care a fost și el. Se întâlneau cu șeful în cadrul CNADNR, s-au întâmplat niște lucruri bizare acolo. Autostrada plutitoare intra deja în... Pe ce suprafață era totul? Pe 2 km. Dar nu, problema nu este... Ce, ea s-a remediat. Ea s-a remediat. Astăzi experții spun că în continuare acolo lucrurile migrează. Adică noi am cârpit-o cu niște milioane. De la Sibiu să ajungă spre Pitești. Dom'le, dacă ajunge în vest, tot ar fi bine că legăm până la urmă, facem Constanța cu Bihor. Juncțiunea cu Augustus, Pitești tot un avem. Haz de recaz, dar credeți-mă că e uluitor. Poate trece într-o dimensiune paralelă pe acolo, cine știe. Când a început dosarul ăsta, am avut senzația când a început dosarul ăsta, zic să vezi că o să găsească acarul pe un doi funcționari de la minister care au venit și au făcut tehnerciză tehnică. Așa am zis eu că o să fie găsit acarul pe un, dar nu știu, acarul. Simbolul celui care plătește pentru să găsească un amărât vinovat. Dar astăzi avem confirmarea că nu e nici măcar un funcționar vinovat. Adică noi nimeni, suntem noi vinovați românii că am plătit unei companii și aici trebuie să spunem că eu, cel puțin al meu este o companie străină, nu e o companie românească, pentru că dacă era o companie românească, cred că aveam și control judiciar și insolvență și sechestru pe conturi și patronii în preventiv 6 luni de zile, că așa s-a întâmplat cu românii. Așa. Foarte bine o fi greșit, că nu contest, dar străine al naibii să fie dacă ne putem lua de vreunul sărit. Dom'le, dacă nici asta nu-i greșeală, am înțeles. Unii, că n-au dat șpagă străinii niciodată în România, că și-au făcut lucrările la virgulă, am înțeles, așa o fi. Dar dacă și aici poate să-mi spună cineva că ăștia și-au făcut treaba și că gaura aia e normal să circule așa prin gaură, poate nu se vedea. Dar poate nu se vedea. Da, cum se vede? Da, acum se vede. Dar în momentul în care e un studiu... Ce spune DNA-ul și după aia... Eu vă spun, asta mă ocup mâine, vă promit aici și să respectatorul, până nu văd documentul, să citesc negru pe alb și eu, că spune, nu se poate încadra fapta.
Adică nu încadrezi o gaură plătită cu milioane de euro, nu poți să o încadrezi. Nu, încercam să mă gândesc dacă oamenii la când au să facă recepția, fără să nici nu cunosc pe domnul, nici nu, adică nu e un subiect care... Poate s-au dus oameni să facă recepția. Și totul arăta bine. Și totul arăta bine. Păi așa spun ei, arăta bine. Dar da. Cert e că după aia a venit gaura. Păi și nu era... Și o punem pe seama bunului Dumnezeu era... gaura, adică... Pe momentul în care se face construcție, nu vine un om să spună, domnule, o pânză fratică foarte frumoasă. Dar nu se asigură pe un timp, nu există o perioadă. Ba da, există inclusiv o garanție de bună execuție, care în mod normal, aici iar era un alt aspect din dosar, din ce mi-amintesc, care se dă înapoi prestatorului după o perioadă de timp. Aici, aici perioada de timp a fost mult mai mică, că poate aveau nevoie oamenii de bani. N-aveau și aveau nevoie de rulaj, lichidități, nu-i lași fără. Și atunci de la noi ministerul a zis, eu de atunci, dați-le drumul la băieți, e totul bine, se circulă, am tăiat panglica, să dăm bani la oameni, să nu-i ținem încurcați, că poate mai vor să mai facă. Până aici așa era, dar până aia, că așa s-a întâmplat după. Și nu fie asigurare pe treaba asta, n-au garanție de... Tot ce vă spun iarăși cu certitudine este că reparația a fost plătită integral de statul român. Asta a fost asigurarea, adică ne-am asigurat noi. Noi pe noi. Nu, e uluitor ce se întâmplă. Da, trebuie studiat asta și chiar vă rugăm dacă aveți... Adică nu, iertați-vă, dar nu știu între... partidele de vânătoare, dacă încă nu reușesc să-mi dau seama dacă mai grav e ce discută portocală cu ea pe acolo, că fac dosare la nu le fac, sau povestea asta că noi nu putem să încadrăm penal o gaură plătită cu 10 de milioane de euro. Dacă nu chiar sute, că... Bun. Poate n-a fost vina domnului Neaga, poate a fost cineva, poate a fost cineva care a făcut un calcul greșit și nu și-a dat seama că acolo se lasă pământul. Poate că cineva a greșit ceva undeva de s-a întâmplat asta. Bun, dar acolo nu poți să încadrezi, că poate a fost neglijență, poate a fost... Și cercetăm, că când poate cine știe, de... e doar Dumnezeu și atunci chiar n-avem ce să mai facem. Dacă ajungem să tragem concluzia asta, că de aia n-avem noi autostrăzi, că a fost Dumnezeu neprietenă. Păi ce să mai zicem? Atunci, noroc că e duminică seara și o să ne înțeleagă telespectatorii că suntem atât de cinici cu concluziile astea, dar iertați-mă, încă refuz să cred că Dumnezeu este cel care nu ne-a lăsat pe noi românii să legăm vestul de est. Și Constanța de Bihor sau de, o știu... A fost o strategie. Ponta așa spune, nu? Ponta așa spune că dacă făcea lucrul ăsta, se ducea la pușcărie. Îl citez, nu știu dacă așa era. Așa a spus că au venit la el securiștii și i-au spus, domne, dacă legi Constanța de Bihor și faci autostradă, vă duceți toți la pușcărie. Dacă așa o fi, nu știu. Crezi că va avea vreun efect acest, e mult spus scandal, această dezvoluire legată de ceea ce s-a întâmplat la CNA-DNR, va avea vreun efect în perioada următoare? Primul efect a avut loc pentru că apărând acest NOP, această închidere a dosarului, domnul Neaga a primit o funcție extrem de importantă în CEA-ul aceleiași companii. Și lucrurile se opresc aici? Efect pentru familia Neaga e unul benefic, cu siguranță. Și se opresc lucrurile aici sau îi mai întreabă cineva și pe cei care poate au greșit ceva în cercetare? Dacă dosarul e închis, cum eu sper să nu fie adevărată știrea, dacă dosarul e închis, cine se mai întrebe? Noi să-i întrebăm. Sau noi să ne întrebăm pe noi, românii, domne, pe unde circulăm, că între Sibiu și Orăștie, cazi cu... Da, e ușor așa, pe lateral, pe câmp. Da, păi ei ce sunt? 2 kilometri. Reprogramezi orice aveai treabă în zona aia, reprogramezi, că e mai bine, găsești altă soluție. S-a dat drumul, înțeleg că acum pe tronsonul respectiv se circulă după ce am făcut noi pe statul român, dar toți experții spun în continuare, domne, ăia migrează, adică nu mergeți pe ideea că acum se circulă. La anul... Iarăși mai faceți doi. Cine știe, poate cu realitatea paralelă, da, așa, un portal în timp. Mi-am aminte, prin anii 80, îmi povestea tatăl meu că era în Angola pentru, nu știu, un export, o chestie de tractoare, nu știu ce făceau. Și a izbucnit războiul civil acolo în Angola, în anul ăla. În perioada aia, era mai. Eram mic și plângea mama în fiecare seară, nu înțelegeam de ce, că nu mai erau niciun fel de contact. Și când s-a întors, îmi povestea că mergeau cu niște tanchete pe acolo, că se trăgease, nu știu. Și în ce, domne, la un moment dat pe drum a picat un copac, nu s-a pus nimeni să ridice, să-l pună la loc sau să-l dea așa, toată lumea l-a colat pe pământ, așa venea în loc să mute copacul ăla de poate așa se va întâmpla și la noi, din păcate, s-a terminat și emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Bucura, ne revedem săptămâna viitoare. Poate data viitoare. Mulțumim foarte mult. Punem punct aici discuției de la fix Silviu Mănăstirea.